Studenții Universității Politehnica Timișoara atrag tare pentru note. Pentru mărire ei au la dispoziție cel puțin 3 prezentări în timpul sesiunii. Unele discipline sunt adevărate provocări pentru tineri, dar UPT-ul le pune la dispoziție multiple șanse pentru măriri. Majoritatea studenților optează pentru prezentarea a doua, indiferent că este vorba de o notă mai mare sau restanță. Pentru că n-am luat examen în prima prezentare. Pentru mărire și pentru restanță. O parte o măresc, o parte o dau ca restanță. Orice prezentare e o șansă în plus examenul. Acum, astăzi, de la 4, am restanță, dar merg și la măriri. Studenții Universității Politehnica Timișoara au toate motivele să încerce să obțină note mai mari, deoarece asta le poate aduce o bursă de studiu. La multe discipline i-au promovat una din părți și atunci au posibilitatea acum să vină să-și refacă partea întâi, să-și sporească media și asta ajută foarte mult să obțină per total o medie care să le permită să obțină bursă, una din bursele sociale sau de merit sau de studiu. Mulți dintre ei beneficiază de programul de bursă dezvoltat de universitate. Unii dintre ei pot cumula burse până la 2000 de lei, cei care au medii de 10 și asta este unul din motivele pentru care vin în această perioadă la prezentarea a doua. De la un semestru la altul cresc performanțele studenților și implicit numărul celor care iau bursă de performanță pentru media finală 10.